ajuns la cea de-a 12-a ediție, Maratonul Vinului, primul concurs de mountain bike cu scop caritabil din România, a avut un număr impresionant de participanți și anul acesta. 5, 4, 3, 2, 1, start! Competiția se desfășoară anual în localitatea Urlați din județul Prahova, printre dealurile, podgorile și cramele din zonă. Au fost curse atât pentru adulți cât și pentru copii. Pe lângă cele două trasee clasice de 31 de kilometri și 51 de kilometri, reactivate anul trecut după o perioadă de absență, participanții au putut opta și pentru traseul binecunoscut de 18 kilometri, recomandat cicliștilor mai puțin experimentați. Cei mai mici dintre concurenți au avut un traseu de aproximativ 4 kilometri, special amenajat în împrejurimile orașului Urlați și prin grădina Conacului Belu. Încă din primul an, Maratonul Vinului a dorit să îmbine promovarea ciclismului ca stil de viață sănătos și ecologic cu acțiunea caritabilă, donând o parte din încasările obținute în urma evenimentului Fundației Bucuria Ajutorului din Urlați.